Da, să trăiți. Mă auzi? Da. Poți vorbi? Da. Auzi, de ce n-ai fost tu curios să-mi dai și mie un telefon să te interesezi cum stai lucrurile înainte de a scrie tu comentariul la presă? Păi te ce? Întreb așa, ca între bărbați. Da. Ce eu am știut că Țuncu va fi ultrageat la tine înainte să plece ajutorul celălalt, Măioane? Nu, eu am schimbat, nu. Eu am schimbat încadrarea juridică la ultrajul la prin tentativă de omor. Păi nu dumneavoastră a schimbat. A venit, Ioane, a da. Venit cumva la tine Țuncu să vorbească sau a venit la noi? Am avut eu discuție cu inspectorul general al Poliției Române să-l întreb dacă să-l mut pe copilul ăla de acolo. Nu știu. Știi treaba asta, Ioane? Păi cum adică eu am venit la dumneavoastră să-l mutați sau? Nu, zic nu. Stai că s-a venit aici, că se duce în audiență la toți miniștrii ăștia. Că e frică că la amenință. Am cerut la UTAI, analiză din surse deschise, să vedem dacă se confirmă. Da, eu sunt supărat pe altceva. Pe ce e supărat tu? Pe altceva. Domnul Coman l-a chemat pe Meghele și în septembrie. Ce? Nu te-am auzit, te rog. Repet sau? Dar n-am auzit ce ai zis, așa. Că tu ești supărat pe altceva, n-am auzit eu sunt supărat pe altceva, de starea în care sunt eu acum, domnul comandant. Din 20 noiembrie eu sunt singur la post, dumneavoastră nu știți lucrurile astea. Cu 30 de dosare în spate. Și nu vă interesează. Pe dumneavoastră nu vă interesează. Păi stai puțin așa. Așa, asta să vă spun. Ideea de ce sunt eu supărat foarte tare. Ia. În septembrie, domnul Coman, prietenul meu, rețineți bine cuvintele astea, l-a chemat pe domnul Meghele și l-a mutat de la Slatina. Cu expresia, vă sparg eu vouă o gașcă. Domnul comandant, ce eram noi? O gașcă de vagabonți, de tâlhari, de hoți? Ce eram noi? Domnul... Asta mă doare pe mine, pentru că dumneavoastră n-ați vrut să mai stați de vorbă cu mine. Unu, doi, după ce îl cheamă pe domnul Meghele... Ai impresia că n-aud de presă zbieri așa? Nu, dar supărat. Păi dacă ești supărat, sunt supărat. Stați puțin să vă spun. Dumneavoastră, nu, o rugăminte, dacă puteți să... Da. Urcă-te în mașină. Nu mă urc, nu vin la Reșița, n-am ce să caut acolo. Ascultați-mă ce vă spun, dacă vreți să mă ascultați ca om pe mine, pe nebunul ăla de Rădulescu. Numai două cuvinte să vă mai spun. Ați dat ordin dumneavoastră să fiu chemat la Reșița după ce ați plecat în concediu, după ce l-am mutat pe Meghereș. Ați dat ordin să fiu verificat, controlat, să mi se dispună control tematic? Ați dat sau n-ați dat? Eu vreau să vă întreb să-mi răspundeți ca bărbat. Nu! Nu? Atunci întrebați-mi pe domnul Coman de ce a făcut asta cu mine, dar m-a ajuns pe la psihologi, pe la Timișoara și cu medicamente să dorm noaptea, domnul comandant! Nu, stai puțin, domnul Rădulescu. Stai puțin că sunt niște probleme care nu vreți să le ascultați, dar mă doare! Băi, domnul Rădulescu, ce control a fost că la n-a fost control? N-a fost control? Păi de ce nu l-a mai făcut? L-a dispus, de ce nu l-a mai făcut? Asta vreau și eu să știu. Dar eu am ajuns pe la medici să iau medicamente, că nu mai dorm noaptea, că o iau razna. Din cauza stresului. Dar stai așa să te întreb eu pe tine. În momentul în care noi am dispus să-l mutăm pe Țuncu de acolo, a rămas în sarcina lui domnul Vela, că cel puțin 3 zile de săptămână din schimburi, din când tu faci schimbul 1, să-ți trimită ajutor acolo. Da. S-a întâmplat treaba asta. Domnul comandant, vă bate joc de mine dacă mă întrebați lucrurile astea. De ce mă întrebați pe mine? Eu pot să-l trag pe domnul Vela. Eu am o relație cu omul ăsta foarte bună și chiar nu vreau să-l întreb de ce nu-mi dați om. Păi eu sunt în măsură să răspund la întrebarea asta. Nu, stai puțin. Nu, stai așa să înțelegi. Când a fost ideea de a face o planificare pentru schimburile 2 sau 3 când se lucrează la voi la patrulă intercomunală, atunci nu era o problemă că oricum îți venea rândul să lucrezi cu cineva. Dar pentru când erai schimbul 1, a rămas vorba că cel puțin de 3 ori, eu știu de la Vela, că inclusiv el a fost la tine și a lucrat în dosare. Dacă mă minte Vela pe mine, eu te mint pe tine. Nu, dânsul a venit și m-a ajutat când am avut furtul la urât.
Două zile, trei zile, într-adevăr, a fost omul aici. N-am nu știu, el așa dar mi-a spus mie. Dar în rest, o singură excepție, într-o singură zi mi-a dat un om. Domnul comandant, eu nu mint și nici nu vreau să mă asta. Eu am ajuns într-o stare în care mă gândesc foarte, după poziție trece și mai mult să mă duc la pensie. Sau să mă dau dracu, să-mi dau demisia. Pentru că stau aici ca un câine cu 32 de dosare am avut la începutul anului. Am reușit să fac 10 dosare de unul singur, nu cu alții. Eu! Munca mea! Acum aflu de la tine că prietenul tău cel mai bun coman îți bate joc de tine. Prietenul tău cel mai bun Vela nu te ajută. Pe mine toată lumea mă induce în eroare. Domnul comandant, ascultați-mă. Când m-a chemat la Reșița, am fost de față eu, domnul Vela și cu domnul Obiștoiu. Dar cu ce motiv? Domnul comandant, cu ce motiv? Doi. Și a început așa. Din dispoziția domnului comandant, inspector șef, te-am chemat aici. Că acolo la tine sunt niște probleme. Ce probleme? Spuneți-le și mie. Concret nimic, numai așa vrăjeală din aia ieftină cu ideea de a mă face să plec de aici. Nu-i problemă, plec, domnul comandant, nu... Ți-a zis, cine mai dată a zis să pleci de acolo? Domnul Obiștoiu, ia întrebați-l! Păi de ce să zică mă Obiștoiu de treabă? Atunci de ce a dispus controlul? Și-a bătut joc de mine, m-a trimis o săptămână pe la Buzău să fac cursuri de Schengen după ce mai cu un an și ceva înainte de pensionare. Bătaie de joc, credeți-mă. Mă duc la dânsul, știți ce spune? Domnul comandant, am vorbit cu doamna de la resurse umane, doamna care e aici birou pe stânga. Prima pe stânga birou, doamna mai brunețic, așa. Silvia. Nu, că nu prea le știu. M-am dus la doamna, atunci că înainte de a pleca erau cu alegerile, le-a chemat la resta să facem o instruire. Nu erați în concediu. Mă duc la dânsul, uite, am vorbit cu doamna, puteți să mă amânați sau să anulați cursul ăla. Dacă dumneavoastră scrieți că-s cu alegerile, cu alea, eu am plecat după alegeri direct la Buzău. Zice, mă Ioane, ce să-ți fac? Primul venit, primul futut. Băi, ascultă-mă, acum... Vă convine? Vă place ce auziți, domnul comandant? Vă place ce auziți? Păi da? Și atunci tu pui în spatele unora și asta ce spuneți eu, femeie sau nu, cineva? Nu, domnul comand mi-a spus așa, nu femeia, doamne, că nu-și permite femeia să vorbească cu mine. După ce am discutat cu dâns, am ajuns la domnul comand. Pot să fac o glumă. Puteți, domnul, doamne, suntem bărbați. Nu te-ai odihnit la Buzău. Da, haideți că acum... Da, asta e... Pot să iau o glumă. Hai să-ți dau un exemplu. Și eu am fost la cursul ăla. Când ați fost? Acum 5 ani? În 2012. Acum 7 ani. Bun, și ce s-a făcut? Când nu te-a pus să umbli cu roaba pe acolo? Nu, aia e problema. Problema că plec după alegeri, după astea, singur aici, știți foarte bine lucrurile. Că ăsta mic era în concediu, nu a fost nimeni o săptămână la post. Bună asta... Discuția și eu vreau să închei. Da. Tu crezi că eu mi-aș permite luxul să sun pe Rădulescu și să-i zic la telefon, mă Ioane, retraște-mă din sindicat. Sau să-l chem pe cineva la mine. Da, cine da, poate să facă treaba asta? Da, da, ia vedeți că oamenii vorbesc pe la colțuri. Poate nu dumneavoastră, poate altcineva. Păi, Rădulescule, când oamenii au vorbit la colțul despre tine, eu cred că am pus botul? Păi da, da, ia spuneți-mi, de ce a plecat Goian și cu băiatul ăsta de la sindicat? Nu! Poftim? Goian, domnul comisar șef Goian și cu băiatul ăsta de la Caransebeș, cum îl cheamă, de la judiciar, că nu vine acum. Așa. De ce au plecat de la noi? Dar de ce au plecat? Păi ia... Mai faceți dumneavoastră niște verificări că sunteți mai măsură. Uite că îi sun cum te-am sunat pe tine. Îi sun și băi, de ce crezi că l-am chemat să chem pe cineva eu, să zic bă, trebuie să zic. Poate nu dumneavoastră, domnul comandant. Bă, poate nu dumneavoastră, poate altcineva bă, că sunteți, tu sunteți mai mult. Dacă... Eu n-am zis domnul Avram, eu am zis conducerea. Ține minte, Rădulescule, ține minte. Niciodată, dar niciodată, când veneau oamenii la mine, inclusiv ajutorii tăi, și îmi spuneau despre tine, una și alta, dacă vrei, ți le și spun două, dar nu ți le spun că eu sunt elegant. Aș vrea să mi le spuneți. Aș vrea să mi le spuneți. Ioane, ascultă-mă. Aș vrea să mi le spuneți, așa, că ne cunoaștem de 24 de ani.
Da, că îi puneai să mute mașinile de stânga în dreapta, că... Ce mașini? Tu ești... Mașinile care erau la vânzare, eu știu. Aha, aha, aha. De unde stânga în dreapta? Am eu alte garaje, am alte... Aha. Nu știu, că s-au mut de la fața postului să mut la intersecția cu Ilova, că să se mute la intersecția cu satul. Da. Eu chestiile din astea nu... Da. Doar toată lumea vorbește de toată. Să nu crezi că de tine nu vorbește. Ei, să nu, nu crezi că de Ioan Micușor nu vorbește. Să nu crezi că nu vorbește. Că ăsta e sportul național la noi, să vorbim. Da, da, da. Nu v-am zis, pe mine m-a durut... Mă doare că stau aici ca un câine, de unul singur. Pe mine mă deranjează un singur lucru. Ești acolo nedreptățit că e singur și n-ar trebui. Și ne străduim să facem treaba asta. Dar pe celelalte trebuie să știi că nu. Nu. Ba, da. Nimeni n-a umblat să spună o piedică, cel puțin din punctul meu de vedere, care n-am vorbit să zic, bă, și știi ceva? Dumneavoastră poate nu. Știu și eu pe domnul Coman, nu-i prieten cum e cu tine, dar nu cred că e în stare să facă nebunii. Dumneavoastră, eu ceea ce v-am vorbit acum, eu vin, dar nu să-mi treacă supărarea. Și stăm toți trei de vorbă și dacă e, a mințit un cuvânt, vă pun pistolul și legitimația pe masă. De lasă, dracu. Ascultați-mă aici. Eu nu sunt mincinos și nu sunt nici papagalul nimănui. Dacă eu vă spun și am trăit eu. Dacă de 24 de ani ne cunoaștem, te compus ca și cum te-am cunoaște de 20. Nu, nu vă spun. Nu, așa am fost tot timpul. Numai că dumneavoastră m-ați perceput altfel. Băi, ascultă-mă. Greu să spun, nu te-am perceput altfel, dar eu măcar am avut curajul și te-am spus în față. Pe mine nu m-a deranjat. Nu mi-a spus. Pe mine nu m-a deranjat. Dacă ascultă-mă să zic. Da. Pe mine nu m-a deranjat cât era domnul Cocolea șef de serviciu, decât cum m-a deranjat că l-ai blamat în toate că era șef de serviciu. Că are el un prieten pe ăla și pe ăla. Că și tu ai prieten, și tu ai prieten și pe unul și pe altul. Auziți, dumneavoastră știți ce am pățit eu din cauza acestui om? Păi acum lasă-o dracu, eu numai pe asta ți-am reproșat. Nu, din cauza acestui om care de altfel a mâncat amândoi dintr-o farfurie, vorbesc de domnul Cocolea. Da. Să n-aibă curajul să-mi spună în față niște chestii și l-a smute pe cadavrul ăla de Șandru, că nu pot să-i spun altfel, m-aș bucura să moară mai repede. Ascultă-mă, hai să treacă... Pe mine mâini. Și 4 ani de zile m-au ținut numai în șuturi, a venit și mi-au zis, te bag în pizda mătii de Oltean împuțit. Astăzi e 5, urmează 6, 7, 8, te ocupi și tu de familie, de doamnele tale, în data de 11 sau 12 vii încoace să discutăm așa la rece, bine că acum e la cald. Poate după 3 zile de... Mai stai și de muncă. Puțin pe gânduri. De muncă, domnul comandant, că muncesc eu. Chiar de dimineața lasă, până... Că n-a zis nimeni că nu muncești acum, dar... Și-am muncit, toată viața mea, că de-aia mă doare. Ok, bine. De-aia mă doare. Okay. Aștept să te văd luni sau marți, 11 sau 12, bine? Dacă e obligatoriu, vin. Dacă nu e obligatoriu, nu. Nu e obligatoriu. Uite, vii să bei o cafea. Am înțeles. Bine. Am înțeles. Salut, mulțumesc mult. Să trăiți. O zi bună.